Haosul creat de mașinile parcate la întâmplare în zona centrală l-a determinat pe șeful administrației publice locale să ia o serie de decizii drastice. Vor fi montate indicatoare de staționare interzise pe porțiuni ale unor străzi, respectiv Nicolae Bălcescu, Ciprian Porumbescu și Vasile Bumbac. Cei care nu vor respecta indicatoarele vor fi amendați. Pe strada Nicolae Bălcescu se pune în staționarea interzisă intervalul sau pe traseul sensul giratoriu de la parcajul numărul 2 sau din strada Nicolae Bălcescu până la Modern. De asemenea, pe strada Ciprian Porumbescu, sensul giratoriu de la parcajul numărul 2 până la intersecția cu strada Mihai Viteazu. Pe strada Vasile Bumbac, de la sediul vechi al Arhiepiscopiei până la parcajul numărul 2. Deci vom discuta în Comisia de Urbanism, vom lua avizii de la poliție, am spus că am o discuție și la nivel de prefectură și Consiliul Județean, în așa fel încât să determinăm oamenii să parcheze în parcajele subterane, pentru că nu este corect, sunt parcajele goale, pe timp de zi sau jumătate sunt ocupate și, așa cum se știe, am văzut anumite lor de poziții undeva pe la Fărticeni sau în alte părți, parcaje cu plată. Uite că noi nu luăm niciun leu, dar tot nu se parchează așa cum trebuie. N-am fost adeptul amendării niciodată, dar de această dată, după ce vom face regulă, vom pune acolo staționarea interzisă, voi face apel și la poliția municipiului să ne dea niște agenți de circulație cu cei de la poliția locală să amendăm pe cei care nu parchează cum trebuie. Ion Lungu consideră că o hotărâre în acest sens va fi propusă și speră să fie adoptată de consilierii locali în prima ședință din această lună. În acest sens, primarul va avea discuții și cu serviciul poliției rutiere pentru a obține avizele necesare amplasării acestor indicatoare, iar pentru a fluidiza traficul în anumite zone din oraș, cum este cea din zona autogării, va solicita sensuri unice. Strada Armenească în zona autogării, mai este acolo și Banca Transilvania și stații de taxi, voi propune să facem un sens unic de urcare, deci pe sensul de urcare pe strada Armenească, în așa fel încât să deblocăm acolo traficul, să fluidizăm traficul, pentru că este un blocaj permanent în aceste trei obiective, autogară, bancă, stație de taxi și sigur că, așa cum se știe, noi avem aprobat mai multe sensuri unice în municipiul Suceava. Așteptăm să finalizăm și etapa a doua a proiectului postul de mediu, pentru că o serie de străzi sunt afectate de aceste lucrări, parțial din ele sunt blocate și vom duce la punerea în aplicare acestui studiu de trafic care prevede foarte multe sensuri unice ca singură variantă de fluidizare a traficului în municipiul Suceava. Dar deocamdată strada Armenească cred că este prioritară, că este un haos de nedescris acolo.